Voi da citire unui pasaj din Evanghelia după Luca, capitolul 13, primele 9 versete. Pagina biblică 1007. Evanghelia după Luca, capitolul 13, primele 9 versete. În vremea aceea au venit unii și-au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 înși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât. Credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu, și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în viața. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Da, el, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod, dacă nu îl vei tăia, spune Scriptura. Puteți să vă reașezați. Îl binecuvânt pe Dumnezeu că sunt în casa Lui în această seară și suntem în casa Lui în această seară. Măriți să fie Domnul pentru asta. Știu că nu vă sunt străine următoarele cuvinte, ferice de cei nu sănătoși în primul rând, deși ne dorim sănătate și vă doresc, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Binecuvântat să fie Domnul! Mă bucur să fiu din nou la Dej, unde am venit întotdeauna cu bucurie. De altfel, la casa Domnului merg cu bucurie. Mulțumesc fraților slujitori, fratelui păstor Emi Fedor, fratelui păstor senior Romi Mocanu, de invitația pe care mi-au făcut-o de a veni să vă aduc un cuvânt pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, de care eu cred în contextul celor petrecute în ultimile zile, nu departe de noi, în Turcia, în contextul acestor evenimente, mă gândesc că acest pasaj o să ne atragă atenția. Frați și surori, spunea fratele Romi că e o vreme de semănat în perioada asta de iarnă, mai mult decât în perioada de vară, e drept. Au reînviat, pot să spun, evanghelizările de genul acesta. Până înainte de pandemie, fac așa observație, cu câțiva ani se stinsese oarecum acest interes, apoi pandemia ne-a împiedicat să ne mai adunăm. Se pare că anul acesta, 2023, final de an 2022, am gândit că e bine să mai facem evanghelizări, mai dese decât în anii de dinainte de pandemie, 3-4 ani. Asta este o observație. Poate e subiectivă, dar asta a fost analiza pe care am făcut-o sau o fac.
Cu toate acestea, perioada asta s-a predicat Evanghelia. În mediul online se poate auzi predici 24 de ore din 24 de ore. Se pot urmări programele bisericii de aici sau din altă parte. Ce vreau să spun cu asta? Trăim cu toate împrejurările favorabile, nefavorabile părtășiei din casa de rugăciune. Trăim o vreme fără precedent în ce privește predicarea Evangheliei. Dacă cineva s-ar apleca spre aspectul acesta, ar constata, cred eu, că niciodată nu s-a predicat cât se predică astăzi. Fac referire la volumul de predicare, nu numai decât la calitatea predicării Evangheliei, pentru că se vorbește mult, din păcate, și nu toți predică din nefericire Evanghelia așa cum trebuie. Mă voi sili să o predic în această seară, Evanghelia, așa cum o înțeleg și vreau să cred că o înțelegem împreună. Și spuneam, atitudinea față, deși se predică mult astăzi, atitudinea față de Evanghelie este tot fără precedent. La cât se predică roadele noastre, folosesc persoana întâia plural, că sună mai bine, nu știu dacă sunt pe măsura harului pe care Dumnezeu ne-l dă în vremea asta. Nu știu. Fiecare e bine să se cerceteze pe sine. Deci o atitudine fără precedent față de Evanghelia asta care se predică, spunea, mai mult ca niciodată. Și mă întreb, de ce o atitudine față de Evanghelie nepotrivită? Și anume, deși biserica este plină în seara asta, mă uit la, nu locurile rămase goale, ci trei sferturi biserica este plină în această seară. Atitudinea față de Evanghelie nu-i dată nepotrivită, vorbesc, de absenteism în primul rând. Și de modul în care ne raportăm la Evanghelie. Că frații mai vin la biserică. Am văzut la evanghelizări, păstorii se sizează, semnalează, vin oameni, vin prieteni să asculte Evanghelia. Însă, din păcate, există o atitudine de indiferență față de Evanghelie. Ne plac lucrurile noi, care să ne încânte, ce n-am mai auzit niciodată, lucrurile noi și prin maniera în care se spun, dacă e posibil, că ne-au plictisit felul clasic de predicare. Pe unii plictisește, din păcate. Deci atitudine de indiferență, de împotrivire chiar față de Evanghelie. De împotrivire. Și m-am întrebat de ce. De ce? Cu toate că auzim atâta Evanghelie, atâta cuvânt, presupunând că se predică Evanghelia. De ce absența rodirii? De ce indiferență, ba chiar nepăsare sau împotrivire față de Evanghelia? Și ce m-am gândit? Că s-ar putea ca vinovații pentru felul în care ne raportăm la Evanghelie să fie tocmai cei care predică Evanghelia. Perspectiva în care noi predicăm Evanghelia. La ce perspectivă fac referire?
Predicăm Evanghelia probabil doar din perspectiva unei vești bune. Dumnezeu cheamă. Asta este definiția Evangheliei, vestea bună. Însă eu cred că Evanghelia nu este doar veste bună. Probabil că cineva stă încordat întrebându-se, dar ce mai înseamnă? Dar înseamnă Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În adevăr, Dumnezeu n-a trimis pe fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Asta e vestea bună, e harul despre care se cânta. Dar tot Evanghelia spune, cine nu crede în el, a și fost judecat. Și dacă deschid la Ioan 3, spune mai mult decât atât. În ce sens mai mult decât atât? Cine crede în Fiul are viața veșnică. Și cine nu crede în Fiul, versetul 36, nu va vedea viața. Va spune și nu mă interesează care e soarta mea, ce va fi dincolo nu se știe, dar uitați-vă la partea finală. Mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Evanghelia, eu cred că este veste bună, este chemare, mai cred ceva și perspectiva asta este ușor calvinistă. Eu cred că Dumnezeu și silește, pilda celor poftiți la cină, nu că ia decizii în locul nostru, dar ne poate determina prin împrejurări să ne întoarcem cu fața spre el. Pe Saul, pe drumul Damascului, îndrăznesc să o spun fără nicio emoție, la întrebarea, cine ești, Doamne? Eu sunt acela pe care îl prigonești tu. Vrei să dai înapoi cu piciorul înțepuș, îndrăznești, Saule, să te pui cu mine? Și Saul a capitulat. Când Saul sau Pavel a predicat Evanghelia în Tiatira, o femeie vânzătoare de purpură pe nume Lidia asculta și Biblia spune că Dumnezeu ce-a făcut? I-a deschis inima. El bate, dar și deschide inima. Evanghelia înseamnă chemare, veste bună, înseamnă silire. Evanghelia mai înseamnă ceva și asta voi predica în această seară, înseamnă și ultimatum. Și în final judecată, oricine nu crede, a și fost judecat. Asta consider eu că înseamnă Evanghelia deplină. Și dacă oamenii stau indiferenți față de Evanghelie, nepăsători față de o mântuire așa de mare, spuneam, s-ar putea ca vinovații să fim noi. Noi care probabil am spus oamenilor că niciodată nu-i prea târziu și că atâta timp cât inima bate în noi, nu-i prea târziu și că harul lui Dumnezeu n-are limite și Biblia nu spune nicăieri asta, și că Dumnezeu oferă omului nu doar o șansă, două, trei, patru, cinci, în fiecare an pe care ni-l mai dă ca să-l trăim, îl considerăm ca o șansă. Mitul acesta voi încerca să-l demontez în această seară. Eu nu cred că fiecare an al existenței noastre este întotdeauna o șansă de pocăință. Cineva spune așa,
că cel mai mare act de cruzime, subliniez, de cruzime, de care ne putem face vinovați ca predicatori, ca slujitori, predicatori, vorbitori, cântăreți, recitatori, este de a-i lăsa pe oameni să creadă că mai au timp. Uitați-vă la evenimentele ultimilor zile din Turcia. Și oamenii spun, sismologii, că se clatină pământul. Mă folosesc de o afirmație a Apostolului Pavel din 1 Corinteni, capitolul 7. El spune așa, de acum vremea s-a scurtat. S-au grăbit unii să spună că s-a condensat vremea. Că ora nu mai este de 60 de minute și minutul n-ar mai fi de 60 de secunde. Știința nu confirmă asta. Și acum, eu nu-i fi om de știință, dar mai citim câte ceva și raționamentul este unul simplu, că timpul nu s-a condensat. Mișcarea de rotație a Pământului în jurul Soarelui este aceeași, succesiunea zi-noapte este aceeași, sunt ceasuri care măsoară timpul de sute de ani și care n-au întârziat sau n-au avansat, probabil doar secunde. Pavel spune altceva, vremea s-a scurtat. Nu mai este timp de altceva. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni al căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileieni au fost mai păcătoși decât ceilalți, că cei din Turcia... Numărul morților te îngrozește când îl rostești. Raportând ceea ce se întâmplă în Turcia cu cutremurul din 77 de la noi, din țară, când au fost 1000 și ceva de morți, 1500, 20.000, peste 20.000, au fi fost ei mai păcătoși decât noi? Nu. S-a scurtat vremea. De acum vremea s-a scurtat. Cine are nevastă, ca și cum n-ar avea. Cine are ceva, ca și cum n-ar avea. Cine cumpără, ca și cum n-ar stăpâni. S-a scurtat vremea. Mă întreb, oare mai avem vreme de pocăință? De acum vremea s-a scurtat, nu face timp la Cronos, și anume la timp, ci la Kairos. Vremea de pocăință. Kairosul în greacă este vremea lui Dumnezeu. Mai lasă la anul acesta. Și din pilda aceasta, în această seară, voi predica nu despre a doua șansă, nu despre a treia șansă, nu despre câte șanse ne-ar plăcea nouă să ne facă Dumnezeu parte, ci despre ultima șansă. Pilda smochinului neroditor nu pune accent pe încă una, încă una, încă una, ci pe ultima șansă. Mai lasă-l anul acesta. Nu cred că face referire la un an calendaristic. Poate anul sau vremea în care îl voi săpa, îl voi uda, poate face referire la mai mult decât un an, dar eu nu pot să spun asta. Poate face referire la o seară ca și asta și atât. Mai lasă-l, că îl mai ud odată. Îl mai sap odată. Îl mai cercetez odată.
îi ofer ultima șansă. Oare-i drept înaintea lui Dumnezeu, spun eu, deși nu aș îndrăzni să-i cer socoteală lui Dumnezeu pentru asta, să aud o națiune Evanghelie atâția ani și alte națiuni nu? Ne udă Dumnezeu mai mult decât pe alții. Și a trebuit să ne întrebăm de ce. Voi reveni la aspectul acesta. Așadar, în această seară, Evanghelia pe care simt că trebuie să o predic este legată de chemarea la pocăință, e veste bună, de faptul că Dumnezeu îți poate atinge inima săpându-te, udându-te în seara asta, dar în același timp Evanghelia înseamnă poate ultima seară. S-a cântat, mi-ar fi plăcut să o cântăm și cu vocile, cântarea fanfarei, pocăiește-te omule, până nu-i prea târziu. Repet, cel mai mare act de cruzime de care mă pot face vinovat e să las pe cineva să creadă că mai are timp. Nici Dumnezeu, în mâna căruia există viața și suflarea noastră, nu a semnat vreun precontract cu cineva spunându-i câte zile îi dă. Timpul lui Dumnezeu în care ne putem pocăi se cheamă astăzi. Dacă seara asta e ultima șansă, dacă seara asta Dumnezeu ne vorbește pentru ultima dată, dacă pentru seara asta Dumnezeu ne încălzește pentru ultima dată, dacă. Mai lasă-l și anul acesta, mă repet, nu înseamnă șansă la nesfârșit, ci ultima șansă. Prima subliniere pe care vreau să o fac legat de acest subiect este următoarea. Ultima șansă, frați și surori, stimați Domn și Doamne, este cu atât mai de temut sau mai de luat în considerare, cu cât nici cele mai evlavioase fapte ale noastre nu ne dau dreptul la viață. Mă repet, ultima șansă este cu atât mai de temut sau de luat în considerare, cu cât nici cele mai evlavioase fapte ale noastre nu ne dau dreptul la viață. Pe ce mă bazez când spun asta? Prima parte a pasajului citit. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni. Unde erau aceștia? La cărciumă n-au fost, la discotecă n-au fost, în locuri rău famate se pare că nu au fost, nu obișnuiau. Din relatarea asta se pare că erau oameni evlavioși. S-au dus să se închine lui Dumnezeu, să se roage, să aducă jertfe. Au venit și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni care au pierit în timp ce se închinau. Dar cum? Pilat, fie a intrat în templu el, fie trimișii lui, în timp ce ei aduceau jertfe, probabil erau în curtea de afară, cine știe pe unde vi fost, i-a măcelărit, a amestecat sângele lor cu sângele jertfelor, a profanat, l-a ofensat pe Dumnezeu sfidându-l, a profanat și templul, și altarul, și jertfa. Și-au murit oameni evlavioși. Vă întreb în seara asta, aveți cunoștință de oameni evlavioși
care pleacă, subliniez, sau nu vreau să se înțeleagă că au fost tăiați, că tăiere, vom vedea, nu înseamnă ceea ce noi gândim uneori instinctiv. Au plecat. S-au dus. Slujitori evlavioși, tați, mame evlavioase, bărbați evlavioși, ați auzit asta? L-am cunoscut pe fratele Bora Elisei, a fost la nunta unuia din băieții dânsului și am citit un comentariu făcut de cineva legat de acest frate evlavios. Perfect n-a fost, cum nu suntem niciunul. Pierde cel neprihănit. Din pricina fără de legii, pierde cel neprihănit al lui? Sau din calea fără de legii, spunea cineva. Mergea Iisus cu crucea în spate spre dealul Golgota și veneau femeile și ce făceau? Plângeau, se băteau cu pumnii în piept, își smulgeau părul. Probabil Iisus a fost în momentul în care Simon din Cirene luase crucea, s-a întors spre ele și a spus: Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi însevă și pe copiii voștri. Și acolo există o concluzie. Evanghelia după Luca, capitolul 23, da, căci iată vor veni zile când se va zice ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de sânii care n-au alăptat, atunci vor începe să zică munților: cădeți peste noi, și dealurilor: acoperiți-ne. Versetul următor vreau să fie postat, dacă se poate, căci dacă se fac aceste lucruri copacului, care copac? Verde! Ce se va face? Celui uscat. L-o afirmase de genul acesta, nu mai tremurăm deloc. Dar oare ar trebui să tremurăm? Eu cred că da. Să ne temem. Dacă astfel de lucruri se fac copacului verd, dacă sunt tăiați cei verzi, tăiați punghiile mele, luați de aici, dar celui uscat, nici cele mai evlavioase fapte ale noastre nu ne dau dreptul la viață. De aceea, ultima șansă este de temut. Eu mă întreb, îi cineva aici în seara asta care se teme că Dumnezeu i-ar putea vorbi ultima dată? Mai luăm noi în calcul lucrul acesta? Mă tem că nu. Îndrăznesc să spun ceva și de ce n-a sugerat să o luăm ca și observație spre analiză? Mă tem că, folosesc din nou cuvântul, perspectiva slujirii noastre spune contrariul. Nu mai teama că Dumnezeu ne-ar putea vorbi pentru ultima dată,
Nu teama că oricând viața se poate termina, ci cam toate sunt pentru aici și acum. S-o duce mai bine. Mai lasă-l anul acesta. Doamne, vorbești cuiva ultima dată în seara asta? Ca principiu, fără nicio ezitare, pot să spun da. Pentru că El spune astăzi. Astăzi. Iată că securea a fost înfipt la rădăcina căror pomi, ori cărui pom. Și dacă astfel de lucruri se fac copacilor verzi, cine n-aduce rod va fi tăiat și aruncat în foc. Dar de ce suntem în viață în seara asta? Că suntem mai buni decât alții? Faptul că cineva piere nu se datorează nelegiuirii lor, și faptul că noi suntem în seara asta aici nu se datorează neprihănirii noastre, ci îndurării Lui. Îndurării Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. Slăvit să fie Domnul. Deci ultima șansă, ultima chemare, ultima atenționare, ultima invitație, ultima posibilitate de a mă pocăi, este cu atât mai de temut sau de luat în considerare cu cât nici cele mai evlavioase fapte ale cuiva nu-i dau dreptul la viață. Dacă trăim, este harul lui Dumnezeu. Problema este că noi ne revendicăm acest drept la viață. Când ne îngrozește moartea fizică, emitem dreptul la a trăi. Și acum eu vă întreb, ce ne îngrozește pe noi mai tare, moartea fizică sau moartea spirituală? Fizică, nu? Asta nu înseamnă că nu-i normal să plângi cu cei ce plâng sau să plângi când pleacă cineva din viața asta? Nu știu dacă de când mi-a plecat mama la cele veșnici a mai fost la dumneavoastră. Anul 2021, final de an, 20 decembrie, într-o singură zi ne-am îngropat cei 11 copii rămași în viață, mama și pe unul din frați. Am avut două sicrie într-o zi în familie. Am plâns, dar nu-i corect să mă îngrozească mai mult moartea fizică decât cea spirituală. Fiice al Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine. Fratele Elisei Bora și cei care pleacă, știu că e ușor să spun asta de aici, atâta timp cât te bucuri de viață, de suficientă sănătate, spui la rece, fericit de acum încolo de morții care mor în Domnul. Dacă te apropii de momentul acela, oare ce fac? A trebuit să ne îngrozească nu moartea fizică, în primul rând, ci moartea spirituală. E îngrozit cineva de faptul că el e mort în păcatele lui aici, în seara asta? Un om îngrozit de asta, cred că trece peste obișnuitul acestei slujbe și de Duhul Sfânt
îl iluminează în seara asta. Că numai Duhul Sfânt o face. Nu cuvintele noastre, nu noi avem acces la inima oamenilor, ci doar El, Dumnezeu Duhul Sfânt, are un acces nemijlocit. Noi semănăm, utăm, dar Dumnezeu face să crească. Amen. Și eu cred că dacă Duhul Sfânt îl conștientizează pe cineva în seara asta de moartea lui spirituală, acela ar trebui să strige: Doamne, ai milă de mine! Duhul Sfânt care e prezent aici ne poate surprinde, dar poate că am greșit cuvântul, ne poate surprinde. Asta ar fi normalitate în biserică. Aici oamenii sunt aduși la viață. Binecuvântat să fie Domnul vieții, Iisus Hristos, Cel care are viața, Cel care are putere să smulgă din moarte, să aducă la viață. În al doilea rând, ultima șansă, frați și surori, ultima șansă este cu atât mai posibilă, folosesc cuvântul posibilă, și în același timp de temut, cu cât am fost mai udați decât alții. Un om avea sădit un smochin în via sa, vorbește despre Israel, pe care Dumnezeu l-a chemat și chemarea de care a avut parte n-a fost una condiționată sau meritorie, că n-a meritat Israel, ci necondiționat. A ales Dumnezeu să ia un popor de care nimănui nu-i păsa. Când am trecut pe lângă tine, erai ca și un copil avortat, te zbăteai în sângele tău, erai plin de nisip, de mizerie. Ce cuvinte! M-am aplecat spre tine, te-am spălat, te-am îmbrăcat, ai crescut, te-am sădit. Voi cânta preiubitului meu despre via preiubitului meu, preiubitul meu a sădit o vie. A pus-o într-un pământ bun, a săpat-o la timp, a udat-o, a împrejmuit-o, a asistat-o mai mult decât pe alții, decât alte neamuri. De ce? Cine l-ar putea întreba pe Dumnezeu de ce? El se îndură de cine vrea. Știu că aceste cuvinte pot atrage atenție. Da, s-a îndurat de Israel. Îi poate băga cineva de vină? Asta nu înseamnă că celelalte neamuri n-au fost expuși la Evanghelie. Un om avea sădit un smochin în via sa. A venit să caute rod în el. Se înțelege că îl mai udase pentru că crescuse, dar n-avea rod. Ultima șansă este cu atât mai posibilă sau mai de temut cu cât noi am fost mai udați decât alții. E tragedie ce se întâmplă în Turcia, în Siria. E tragedie ce se întâmplă în Ucraina. E tragedie ceea ce s-a întâmplat în perioada de pandemie. E tragedie. Frații mei, prin comparație pot să spun ceva în această seară. Cu toate că pe teritoriul Turciei de astăzi, numită Asia Mică, în urmă cu 2000 de ani existau mai bine de 7 biserici, mai multe de 7 biserici, Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodiceea, cele prezentate în Apocalipsa 2 și 3, în ultimii 100 de ani, apreciați dumneavoastră care națiune a fost mai odată, ei sau noi? Noi. Dar folosesc o altă întrebare, tot prin comparație. Noi sau cei din Europa de vest? Socotesc că noi.
Ar trebui să ne mândrească asta? Mă face să tremur. Mă face să tremur. Ne mai uzi, Doamne? Ne mai dai? Întreb doar. Vreme kairos de pocăință? Cât timp ne mai uzi, Doamne? Intenționam să citesc ceva, pasaj la care urmează să fac referire. Evanghelia după Matei, capitolul 11, Iisus mustră următoarele cetăți și nu erau păgâne. În cele care făcuseră cele mai multe din minunile lui, subliniez, pe care le udase mai mult decât pe altele, le asistase mai mult decât pe altele, alte cetăți. Vai de tine, Horazime! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon, cetăți feniciene, păgâne, nu spune că n-au fost făcute deloc. Minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit, cum? În sac și cenușă. Și tu, Capernaume, dar de ce n-aș citi? Dar vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer, vei fi coborât până în locuința morților. Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma, minunile care au fost făcute în tine, i-ar fi rămas în picioare până în ziua de azi. Și textul acesta mă obligă să pun câteva întrebări. De ce udă Dumnezeu mai mult pe unii decât pe alții? De ce ne udă pe noi și nu pe cei din Turcia? De ce udă România sau Europa de Est a udat și nu cea de Vest? Poate din punctul unor de vedere sunt subiectiv. Își vând bisericile. Au rămas goale și durere. Când călătoresc prin Europa și văd un lăcaș de cult, fie el un lăcaș al unei biserici istorice, tradiționale, mă doare sufletul. Cineva cu dorința de a se închina lui Dumnezeu a ridicat acele lăcașe de cult care sunt transformate în baruri, în birturi, în discoteci și în temirce astăzi. Și în ultimii 100 de ani în România s-au construit biserici și au dat Dumnezeu țara asta. Aleluia! De ce udă Dumnezeu pe unii mai mult decât pe alții? De ce udă Dumnezeu pe cineva, deși știe că nu va aduce rod? Știa că Israel va aduce struguri sălbatici și totuși l-a udat. Dar cea mai grea întrebare, cred eu că este, de ce nu udă pe cineva care s-ar pocăi în sac și cenușă? Răspuns corect, cred eu, este Dumnezeu a vrut să ne ude pe noi. E mila Lui, e harul Lui, e harul Lui că m-a mântuit pe mine, a cercetat casa părinților mei și poate a sărit peste casa vecinului. Dau un exemplu ipotetic în seara asta. Pe părinții mei care poate au fost mai răi decât vecinii mei, răi moral vorbind, i-a mântuit. De ce, Doamne? De ce ne uzi în seara asta?
De ce ne încălzești cu Evanghelia în seara asta? Frații mei, mă sperie faptul că Dumnezeu ne udă mai mult decât pe alții. Că te n-aducem rod! Primii cu care își va începe judecata vom fi noi. Noi. Ultima șansă este cu atât mai posibilă sau mai de temut, cu cât am fost mai udați de Dumnezeu decât alții. Ne-a sădit El, asta e har. Ne-a udat El, ne udă El, e har. Ne sapă El, e har. Problema este că ar trebui să știm că harul nu înseamnă în mod automat mântuire. Nu înseamnă în mod automat mântuire. Sau chemarea inițială, frați și surori, pe care El ne-a făcut-o. Sau chemarea necondiționată pe care El ne-a făcut-o. Adică nu pe bază de meri, nu înseamnă și mântuire necondiționată. A fi chemat fără merit e har, dar Dumnezeu nu mântuie pe nimeni prin har dacă nu se pocăiește. Există măsuri de har, deși noi avem, când vorbim despre har, în mintea noastră, harul este darul nemeritat, primit necondiționat, totuși sunt măsuri de har pe care Dumnezeu ne le dă condiționat. Ferice de cei cu inima curată, căci ei, vrei să-L vezi pe Dumnezeu, n-am cum să cânt despre har, dacă n-am inima curată, nu-L văd. Urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Harul care ne-a fost arătat, ce ne învață? Să o rupem cu ce? Cu păgânătatea, cu poftele lumești și să trăim în viacul acesta cu evlavie, cu împătare, cu frică de Dumnezeu. Apreciem noi harul lui Dumnezeu, frați și surori, în seara asta? Apreciem noi faptul că Dumnezeu ne-a udat mai mult decât pe alții? Să știți că uitându-mă în istorie la Israel, Dumnezeu a fost mai aspru cu Israel decât cu alte națiuni. Pentru că avea drept asupra Lui, te-am udat, Israele, te-am udat. Ce voi face viei mele? Îi voi lua gardul, o vor săpa mistreții. Frații mei, nu-i har să fim aici în seara asta? Nu-i har să putem rosti mărit să fie numele Tău, Doamne? Nu-i har că avem case unde ne putem pune capul în liniște pe pernă? Că nu-i război țara noastră, nu-i har ăsta? Dar mai mult decât confortul acesta, e har că Dumnezeu ne udă încă în seara asta. Ăsta e har. Ne cheamă încă în seara asta. Cineva spunea că nu poți aprecia harul lui Dumnezeu dacă n-ai tremurat niciodată înaintea sfințeniei Lui. Cui dă Dumnezeu har, asta îl responsabilizează, frații mei. Pavel spunea că harul fără rod e o arătare zadarnică a harului Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu față de mine n-a fost zadarnic, am lucrat mai mult decât voi toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Când cineva valorifică harul, nu poate sta, nu poate tăcea. Spune ce spunea psalmistul, când Domnului că mi-a făcut bine, s-a plecat spre mine, m-a scos din groapa peirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioare pe stâncă, mi-a întărit pașii, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu. Aleluia! Harul mă îndeamnă să-L binecuvânt pe Dumnezeu. Harul mă obligă să o rup cu păcatul. Dacă apreciez harul lui Dumnezeu,
Știți cum am putea aprecia, am mai putea aprecia harul lui Dumnezeu? Apreciem harul lui Dumnezeu când ne uităm în viața noastră și deși n-avem rod, acum folosesc cuvântul prin contrast, nu că suntem în viață, cu toate că n-avem rod, încă suntem în viață, nu, ci nu ne-a tăiat încă. Spunea cineva, dacă viața mea este neroditoare, n-are importanță cine mă laudă. Dacă viața mea este roditoare, n-are importanță cine mă critică. Dar dacă viața mea e neroditoare și dacă așa se face copacului verde, eu pot fi tăiat înaintea copacului verde. Și dacă nu m-a tăiat Dumnezeu în seara asta, pot eu aprecia? De ce am folosit cuvântul tăiat și nu în viață? Pentru că ultima subliniere este următoarea. Expirarea ultimei șanse nu înseamnă numai decât absența vieții fizice. Tăierea nu înseamnă numai decât absența vieții în trup. S-ar putea să nu știm asta sau să nu credem asta. Roman, capitolul 11. Căci dacă lepădarea lor a dus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Iar dacă cele din tâi roade, Roman 11, versetul 16, sunt sfinte și plămădeala este sfântă, și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte, iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, și dacă tu care erai dintr-un măslin sălbatic ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina ne ține pe noi. Dacă vei zice, ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu, adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință, nu te îngânfa, dar ci teme-te. Și dacă n-a cruțat Dumnezeu smochinul acesta sau ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine, nici pe mine. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta al minteri, vei fi tăiat și tu. Întreb eu, când Israel a fost tăiat, a fost șters de pe fața pământului? Da sau nu? Răspuns corect, nu. A intrat în Ierusalim și a plâns pentru cetate. Ce cuvinte a spus Iisus? O, de-ai fi cunoscut, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Luca 19, versetul 42. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut Kairosul, vremea în care ai fost chemat.
În adul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul stând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantei lui umpleau templul. Am văzut serafimii care aveau 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioare, cu 2 zburau și strigau unul către altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărimea Lui. Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul, pe Domnul oștirilor, dar unul din serafim mi-a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu clește de pe altar, mi-a atins gura cu el și a zis: iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta și este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Și urmează să citesc un tablou cât se poate de sumbru. Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Și parcă Isaia se grăbește și spune: Doamne, iată, mă trimite-mă. Și Dumnezeu îi spune: Isaia, înainte de a merge vreau să spun titlul predicii, fondul predicii, mesajului. Care, Doamne? Spune lui Israel că l-am tăiat. Du-te, spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege. Lăsați versetul, vă rog, acolo. Într-una veți vedea și nu veți pricepe. Titlul predicii: împietrește inima acestui popor. Împietrește inima acestui popor. Fă-l tare de urechi, astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Dar, Doamne, n-ai venit pentru asta? Ba da! Ba da! Să fie iertat Israel, să fie răscumpărat Israel. Și pentru că a venit la Isai și Isai nu l-au primit, a început să le predice în pilde. Și ucenicii indignați au spus: Doamne, dar de ce predici în pilde? Matei, capitolul 13. Și a spus Iisus: de ce predică în pilde? Uitați! Pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, nu aud și nu înțeleg, și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice: veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea, căci inima acestui popor s-a împietrit, a ajuns tar de urechi. Vreau să cred că noi nu suntem tari și și-au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Versetul 16 îl las acum, dar nu înainte de a pune întrebarea: oare sunt eu tăiat sau nu? Cred că următoarea întrebare este una corectă. Mai văd ochii mei? Mai văd eu viața mea neroditoare? Plâng, mă zdrobesc, îi spun olarului: fă ce vrei cu mine, numai dă-mi chipul dorit. Aleluia! Atâta timp cât Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, mai lucrează la caracterul nostru, n-am fost tăiați. Atâta timp cât Duhul Sfânt ne mai mustră, nu suntem tăiați. Dar de auzim predici și nu ne mai mișcă nimic, cine ar putea să predice cuiva pe care Dumnezeu nu-l mai cercetează? Poate îndrăzni să o facă cineva. Rezultatul este zero.
De nu mai lucrează Dumnezeu la caracterul meu, deși sunt în viață și mă bucur de sănătate. Există posibilitatea să mă fi tăiat. De m-a abandonat olarul din mâna lui, există posibilitatea să fiu lepădat. Har nu înseamnă să ne meargă bine. Har înseamnă ca olarul să ne frământe. Har înseamnă ca stăpânul să ne împingă în furtun, ca pe ucenici, să ne despietrească inimile împietrite. Har înseamnă ca Dumnezeu să-și tragă mâna ca de peste Iacov, avea de toate, dar era cuprins de teamă, știind că se va întâlni cu Esau. Și Dumnezeu își trage mâna să vadă Iacov fața. Har înseamnă ca vierul de n-am rod suficient și am lădițe uscate să mă curețe. Ultima șansă este cu atât mai de temut sau de luat în considerare, cu cât nici cele mai evlavioase fapte ale noastre nu ne dau dreptul la nici măcar o secundă de viață. Ultima șansă este cu atât mai posibilă și mai de temut, cu cât am fost mai udați și suntem mai udați decât alții. Ar trebui să strigăm de bucurie în seara asta, că Dumnezeu încă ne udă. Expirarea ultimei șanse nu înseamnă numai decât absența vieții. Tăierea nu înseamnă numai decât absența vieții. Când Dumnezeu nu mă mai cercetează, asta poate însemna tăiere. Pot să mă rog în seara asta, Doamne, mai dă-ne momentul acesta de cercetare. Cu permisiunea slujitorilor bisericii, a slujitorului bisericii, vă chem să stăm în rugăciune înaintea Domnului. Ridicați!